Porterii de la TV Giurgiu, da? Ea este Florentina. Bună! Bună ați venit! Anda! Bună! Voi cum spuneți? Bună ziua! Ea este Ana Maria Bogdan. Bună! Vă place la noi? Da! Dar noi ne mai cunoaștem, că am mai filmat la voi la școală. Și el este Marian Butan, un coleg. Bucur că ați venit astăzi să ne vizitați. Ziua Mondială a Televiziunii a fost marcată, așa cum se cuvine, și la TV Giurgiu. De la prima oră, sediul TV Giurgiu a fost animat de cei mai mici fani ai săi, veniți să ureze colectivului de redacție la mulți ani. Copiii clasei pregătitoare de la școala numărul 6 Savin Popescu s-au gândit să le facă și câte un cadou reporterilor, confecționat chiar de mânuța lor. Noi vă oferim și ce am lucrat noi. Un televizor? În televizor. Cu desene? Ce reprezintă cadoul tău? Un televizor cu desene animate. Cadoul tău ce reprezintă? Un puzzle cu un televizor. Un puzzle. A realizat un puzzle cu un televizor, nu? Un puzzle l-am realizat cu un televizor. Oh, ce de televizoare! Mulțumim! Hai, oferiți cadourile! Să fiți sănătoși! Cu tură! Televizorul acolo, Ana Maria! Hai, descopi! Oferiți, uite, mai sunt acolo două! Dă-mi îl dai mie pe Michi, mulțumesc! Dă-mi voie să te pun! Să fiți sănătoși, mulțumesc! Da, cunoaște! Hai, Andreea! Tu l-ai lucrat asta? Mulțumesc! Am lucrat numai scurt! Am pictat scoicile, da, le-am lipit! Mulțumim frumos! Curioși cum se fac știrile, micuții au vizitat redacția unde reporterii le-au arătat câte ceva din tainele televiziunii. Cum era de așteptat, fetițele au fost încântate de cabina de machiaj, în vreme ce băieții au fost fascinați de regia de emisie. Vedeți? Cu multe oglinzi, aici sunt hainele cu care se îmbracă doamna de la știri. Ați văzut cum sunt îmbrăcate? Cum ți se par îmbrăcate doamnele de la știri? Îmbrăcate frumos! De aici, din regie, ajunge imaginea la voi acasă. Ceea ce vedeți pe televizor, de aici pleacă, din punctul ăsta. Ați înțeles? Surpriza pentru cei mici, dar și pentru colegul nostru Emanuel David, realizatorul emisiunii Bună dimineața, Giurgiu, a fost intrarea în platou chiar în timpul emisiei. Aici. Echipe! Să vedem mâna. Vezi? Ați văzut? Da. Așa, să mergem mai departe. Wow! Yes! Vrei să saluți telespectatorii? Să le spui bună dimineața? Bună! Hai, uite-te în cameră! Uite-te la băiatul ăla, Liv! Îi salutăm? Le spunem ceva? Ce le dorim? Salarii mărite ca să avem și noi ce... Da? Așa ce le spune tu celor care se uită la televizor astăzi? Ce le-ai spune dacă ai fi la pupitru ăsta? Bună dimineața! Gata! De seara, la ora 9. 5. Început să-i placă. Lucrul amuzant. Câțiva dintre micuții de la școala 6 aproape că s-au hotărât ce vor să se facă atunci când vor fi mari. Când vei fi mare, o să vin aici și o să filmez. Încă o dată noi vă spunem la mulți ani și multă, multă, multă putere de muncă pentru că e nevoie.
Ziua Mondială a Televiziunii a fost proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin rezoluția din 17 decembrie 1996, dată la care a avut loc la sediul ONU din New York primul forum mondial al televiziunii.